Anticipazione Uomini e Donne del 15 aprile 2023, continua la tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua. Ecco tutte le anticipazioni sul prossimo appuntamento di Uomini e Donne, il fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Da pochi minuti è stato rivelato quanto accaduto nella odierna registrazione di Uomini e Donne. Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram. Și poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus.